Vești bune pentru producătorii agricultori. Până în 31 decembrie, aceștia pot depune cererea de acord prealabil pentru finanțarea prin rambursarea motorinei ce o vor utiliza în agricultură în anul următor. Cererea de acord se va depune la Centrul Județean Apia Brașov. Prin această cerere, agricultorii făgărășeni vor estima cantitatea de motorină pe care o vor consuma în anul 2011, în special la efectuarea lucrărilor în agricultură, în sectoarele vegetal și zootehnic. După obținerea acordului, beneficiarii vor trebui să depună la Centrul Județean Apia Brașov o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursarea diferenței de acciză. Cererea se va depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea. De asemenea, aceasta va fi însoțită de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv. Pentru motorină utilizată la efectuarea lucrărilor mecanice în agricultură, se stabilește o acciză redusă de 21 de euro per 1000 de litri. Până în prezent, la Centrul Apia au fost depuse 200 de cereri de acord prealabil pentru finanțarea prin rambursare.